Am participat la un concurs care ne l-a trecut un centru european privind conflictul de interes. Și am avut un training unde am pus în lucrarea care că noi nu avem conflict de interes dacă prindem șofer la lucru, paznic. Dar la mine a fost soțul, angajat pe 12 noiembrie, seminarul a fost pe 6 decembrie 2019. Ascultând seminarul, revenind la serviciu, discutând cu secretara, am sesizat eu că am angajat soțul în calitate de fochist, el fiind la odihnă bine meritată și având certificat de fochist de mulți ani, și e foarte grea timpul, greu timpul când ești acasă și ești în forță. Și dumnealui a acceptat. Am făcut sesizarea, în urma sesizării, actul de Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul privind legalitatea conflictelor de interese. Asta e legea, mi-a plăcut să o respect, e lege. Am contestat în prima actul la instanța de judecată, prima instanță ne-a dat câștig de cauză. A doilea instanță, prima instanță ne-a dat câștig, a dat câștig de cauză la ANI, a doua instanță, Curtea de Apel, a dat mie câștig de cauză, n-am participat nici la o ședință. A fost contestat materialul și la Curtea Constituțională, că sunt ilegalități în această lege a noastră, aprobată în 2016. S-a socotit neadmisibilă și în urma răspunsului de la Curtea Constituțională, Curtea de Apel a avut loc ședință fără participarea părților și eu am sesizat personal. Greșeala a fost că trebuie cu 3 zile înainte de a semna actul administrativ. Dar dacă a fost deja semnat, a fost încălcat. Până la Curtea Supremă de Justiție a lăsat în vigoare de la prima instanță. Am ajuns să fiu. Nu am vrut să depun pentru mandatul 2. Am făcut o încălcare. Au apelat mai mulți. Cu o zi înainte de terminarea încheierii depunerii declarațiilor pentru participare ca candidat, m-am hotărât și cu consimțământul de la CALM că actul nu e definitiv și dumneavoastră sunteți în drept. Am acceptat. Și în 2019 am participat la doilea mandat. Am fost 5 candidați și din primul tur am luat 70%. Și am fost cetățenii, au avut încredere după rezultatele de la primul mandat. Și așa îmi exercit funcția până azi. Încheierea instanței de judecată a socotit neadmisibilă ridicarea mandatului. Mai avem o instanță de revocare a actului, pentru că am avut plângeri de la oamenii care sunt împotriva mea, că am prejudiciat statul și trebuie penal să fiu judecată și eliberată din funcții. A fost clasat materialul.